Bună ziua, înfrângere dureroasă, mai ales că vine după un joc echilibrat, decis. Mi s-a părut de o lipsă de comunicare în apărare la ambele goluri primite, nu? Joc echilibrat? Nu cred. Nu cred că joc echilibrat. Clar, jocul, am fost echipa care a vrut să construiască mai mult, care a pasat mai mult. La ei numai bufa, aia e, ce-o fi? Ne-au bătut jos pălăria, bravo lor, au fost mai buni. Dacă ne uităm la rezultat, au câștigat, au fost mai buni, dar nu neapărat că a fost echilibrat jocul, pentru că ei n-au avut nimic. Doar ne-am bătut noi singuri și le-am dat noi ocaziile pe care le-au avut ei, greșelile noastre. Dar asta e, fotbalul atunci când greșește, pedepsește. Trebuie să fim mai concentrați, trebuie să fim mai determinați în teren când intrăm și deocamdată nu suntem o echipă. Ușor, ușor o să devenim o echipă, cu siguranță, dar ca joc eu cred că am fost mult mai bun decât ei, din punctul meu de vedere. Dar cum vă explicați totuși lipsa de comunicare? Acolo aveau prin planul lipsă și... Lipsă de atenție, de concentrare, de comunicare, de tot ce doriți noastră. Când primești goluri, așa cum le-am primit noi astăzi, v-am spus, practic ne-am bătut singuri și nu e nimeni de vină. Nici arbitru, nici adversarul, nici noi am fost de vină astăzi. O situație foarte strânsă în clasament acum, sunteți destul de aproape de locurile cu probleme, un program complicat, vă îngrijorează puțin ce urmează? Nu ne îngrijorează. Orice, când intri, pierzi 2-3 meciuri, e îngrijorător. Când câștigi 2-3 meciuri, ești în play-off. Noi așa suntem, ori în nuntă, ori în mormântare. Nu, trebuie să fim echilibrați, trebuie să muncim în continuare, trebuie să arătăm mai bine de la meci la meci, să eliminăm greșelile care le-am făcut și care le facem. Trebuie să avem și o atitudine și mai bună și ușor, ușor să câștigi meciuri, pentru că poți să câștigi orice meci, și cu CFR, și cu Steaua, și cu Dinamo, și cu... poți să câștigi, dacă elimini greșelile pe care le faci. Dacă nu, e normal că toate meciurile sunt grele. Echipa a avut totuși anumite probleme de exprimare la un moment dat în fața UTEI, adevărat, care s-a apărat de multe ori supranumeric. Vi se pare cumva că și jucătorii ăștia din ultima treime, mă refer la cei care au oferit un nivel foarte bun până acum, sunt în scădere de formă, mă refer individual, dacă vreți vă spun și nume, adică mi se pare că au jucat sub nivelul lor mulți jucători de acolo din față. Cu siguranță pot mai mult, cu siguranță pot mai mult, v-am spus, nu e ușor, nici avem și un teren care încă nu poți să poți să pasezi, să poți să îți faci anumite acțiuni de joc rapide, pentru că până la urmă viteza de joc este cea care dă calitatea jocului și să poți să ai acțiuni ofensive. Unul contra unul, aici sunt un pic probleme, dar ușor, ușor sper să le rezolvăm. Adevărat, când nu înscrii, când nu dai gol, a avut și Valente, a avut și vreo 2-3 jucători, dacă nu bagi în poartă, dai pe lângă ea, e normal că nu ieși în evidență, trebuie să dai gol. Ei au avut două ocazii, au dat gol, dar nu neapărat despre ei vreau să vorbesc, și mai mult de echipa noastră. Când pierzi, ți se pare că totul e negativ, dar nu e așa. Sunt și lucruri pozitive, eu am încredere, nu mai avem nimic de pierdut, acum nu mai e nici presiunea play-off-ului, că play-off toată lumea, dar trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști și trebuie ca să ajungem în play-off, trebuie să joci un fotbal bun. Și echipele care vor fi în play-off, cu siguranță vor fi cele mai bune echipe. Și e greu să ajungi cu bufa sau cu alte probleme în play-off. Fiecare vrea, dar e destul de greu. Până la urmă, fotbalul te pedepsește. Mulțumesc frumos! Mersi.